Bun găsit la DocPlay! Eu sunt Elena Oceanu și astăzi vă voi prezenta măsurile de prim ajutor în cazul unui accident vascular cerebral. Un accident vascular cerebral sau un atac cerebral este o urgență medicală, care apare atunci când irigarea creierului cu sânge este întreruptă. Pentru a recunoaște un eventual atac cerebral, trebuie să urmărim următoarele simptome. Slăbiciunea facială. Adică, victima are un zâmbet ciudat, iar gura sau ochiul pot fi lăsate. Un alt simptom îl reprezintă slăbiciunea unui braț, adică, victima nu poate ridica unul din brațe. Problemele de vorbire. Victima nu poate vorbi coerent sau nu poate înțelege ce îi se spune. Imediat ce am identificat aceste simptome, trebuie să sunăm urgent la 112. Este foarte important și să notăm ora la care am văzut prima dată simptomele. Un medicament care dizolvă cheagurile de sânge poate fi dat persoanei care are accident vascular cerebral, însă acest gen de medicamente trebuie să fie dat unei persoane într-un interval de 4 ore și jumătate de la debutul simptomelor, potrivit specialiștilor. O altă măsură ar fi să nu îi dăm pacientului nimic de mâncat sau de băut dacă sunt obiecte vestimentare care ar putea cauza dificultăți de respirație, așa cum sunt cravatele sau eșarfele, ar trebui să le desfacem. Dacă persoana este inconștientă, trebuie să-i verificăm respirația și pulsul și să o culcăm pe o parte. Dacă nu are puls și nu respiră și știm cum să efectuăm manevrele de resuscitare, trebuie să începem acest lucru imediat. Aceasta a fost lecția de prim ajutor de astăzi. Eu sunt Elena, ne revedem data viitoare!